PSD e de fapt dușmanul românilor care muncesc, a celor care muncesc cinstit, a celor care își văd de treabă, a celor care își doresc o Românie pusă pe drumul corect prin muncă cinstită. Moțiunea PSD e plină de minciuni, e penibilă, e făcută după postările pline de minciuni pe Facebook ale unui individ frustrat devenit consilierul unui grup infracțional. Mai avem și oameni care eșuează în țară, sunt de acord, îi vedem la PSD. Datoria noastră, a tuturor românilor care muncesc cinstit în această țară, este să vă aplice o lecție.